Spațiu public. Dezbateri și opinii. Doamnelor și domnilor, bună dimineața, Tatiana Fischer, moderator, și Pavel Prodan, regizor, vă invit în spațiul public. Astăzi am ales să vorbim despre sănătatea femeii, să ne asociem campaniei naționale de prevenire a cancerului de col uterin. Medicii spun că este un tip de cancer ușor de prevenit, cu toate acestea Republica Moldova înregistrează o rată înaltă de îmbolnăviri și deces din cauza cancerului cervical. Discutăm această problemă de sănătate publică împreună cu invitatele programului, doamna Diana Valuță, medic ginecolog, unitatea de coordonare a implementării screeningului de col uterin de la Institutul Mamei și Copilului. Doamna Diana Valuță, bună dimineața, bine ați venit în spațiu public. Bună dimineața, sunt bucuroasă să vă văd. O salut în această componență de discuții și pe doamna Diana, pe doamna Irina Lipcanu, care este analistă pe programe de comunicare la Fondul ONU pentru Populație. Irina Lipcanu, bună dimineața, bine ați venit în spațiu public. Bună dimineața. Presupun populația, publicul care ne ascultă ar putea avea întrebări și ar putea să se implice în această discuție și eu le sugerez că pot forma două numere de telefon: 022-721-758, 022-406-853, dar asta începând cu ora 10:40. Stimate doamne, de ani buni încoace, în fiecare an, pe finalul lunii ianuarie, organizăm câte o campanie de informare asupra prevenirii cancerului de col uterin. Eu am vrut să vă întreb dacă nu e mult și nu e deprisos să facem în fiecare an câte o campanie și chiar am vrut să vă întreb dacă aceste campanii sunt eficiente și reușesc cumva să scadă din aceste cifre, această rată îngrijorătoare privind morbiditatea și mortalitatea prin cancer de col uterin. Într-adevăr, ați remarcat foarte bine, în fiecare an, la sfârșitul lunii ianuarie, se organizează așa numita săptămână de prevenire a cancerului de col uterin. În Republica Moldova ea este organizată pentru al 10-lea an, anul acesta. La întrebarea dacă nu e mult, nu. Atunci când vine vorba de prevenție și de transmiterea acestor mesaje, nu poate să fie mult. Mai mult ca atât, că ele nu neapărat ajung la toate femeile. Anul acesta este o campanie mai deosebită, să-i spunem așa. Este o campanie națională de amploare, care va dura mai mult de o săptămână. Genericul acestei campanii păstrează sănătatea, fă testul citologic. Este foarte, cu un mesaj foarte bine țintit și va dura până în luna martie. De fapt, necesitatea ne-a arătat-o tot studiile și cercetările care au fost făcute în acest domeniu, pentru că 2 ani în urmă noi am întrebat circa 1200 de femei din întreaga țară ce cunosc despre cancerul de col uterin și de ce nu-l fac, de fapt, acest test. Studiul a arătat o cifră alarmantă, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, circa 59% dintre femeile din Moldova nu au făcut niciodată un asemenea test, care până la urmă, făcut la timp, odată la 3 ani le-ar putea salva viața. Și întrebate de ce nu-l fac, ne-am mirat să aflăm că pe primul loc se află frica. Femeile au frică, se gândesc că se tem să nu se depisteze cancerul și până la urmă mai bine amână această procedură. Au invocat și lipsa de timp. Testul este dureros? Absolut nedureros. Lumea se teme de durere. Doamna medic, probabil deja o să ne spună mai multe. Eu vroiam să vorbesc despre percepții, că astea sunt foarte importante. Femeile au mai spus că ele nu au timp, ori acest test durează vreo jumătate de oră, cred că cel mult. Ele în 3 ani și-ar putea găsi timp pentru a face acest test și au mai zis că nu cunosc unde să-l facă. Tocmai de asta și campania a venit foarte țintit să adreseze anume aceste bariere și percepții din mintea femeilor și să încercăm să le schimbăm prin toate acțiunile de informare posibile. Și desfășurăm campanii anual, ziceți, de 10 ani încoace. Ce succes avem? Dacă se fac și calcule de genul ăsta, adică reușim să ajungem la grupul de femei țintă cu această informație că puteți preveni acest tip de maladie,
Avem mai multe adresări, vine mai multe femei să facă testul citologic. Dacă îmi permiteți, preiau discuția de la, da, vă rog. Și ca un medic să zic care este reflexia noastră în urma unei campanii de informare. Pot să spun că da, într-adevăr, campanii de informare foarte mult pe noi ne ajută. Este un resurs important, un resurs modern. Mass media, radio, televiziunile, tot felul de alte rețele de socializare care pot transmite mesajul țintit, nemijlocit către femeie, ne aduc succese. Altceva, că poate creșterea adresabilității este neîndelungată, nu este așa de lungă. Noi observăm inclusiv specialiștii care lucrează la instituții medicale că imediat peste o lună, ori din decurs de o lună, două, după asemenea campanii, crește solicitarea din partea femeilor, se adresează mult mai multe, se adresează intensiv, apoi valul treptat scade. Și spre sfârșitul anului deja mai puține femei vin la acest test. Asta pe noi ne convinge că și campanii de informare sau intervenții de informare ar fi trebuit să întâmple nu odată în an, să nu existe așa o mare întrerupere, să nu fie abrupte, între că noi le facem fiecare săptămână, ultima săptămână din ianuarie. Noi ne-ar dori să avem asemenea campanii chiar și la fiecare 3 luni de zile, ca femeile să-și restabilească interesul față de această intervenție și acest program de screening, și atunci rata adresabilității avea să fie mai constantă, ceea ce avea să aducă și rezultate. În ceea ce privește rata morbidității și mortalității, eu am citit, nu știu, s-ar putea niște date anterioare, poate ele sunt noi și nu reflectă întru totul realitățile. În tot caz, eu am citit despre faptul că săptămânal sunt depistate 6 femei cu cancer de col uterin și respectiv 3 decedează din cauza acestei maladii. Deci avem săptămânal 9 victime, 3 victime, dar 6 femei depistate. Eu cred că e mult pentru o populație a Republicii Moldova în descreștere. Adică noi pierdem vieți, noi... Este extrem. Dacă îmi permiteți, eu consider... Pierdem forță de muncă și este foarte regretabil. Este o cifră reală sau ea s-a mai îmbunătățit? Cifra de fapt este reală, pentru că noi operăm cu aceste cifre și noi spunem că de fapt în fiecare zi o femeie este diagnosticată și odată la 3 zile, din păcate, una decedează. Astea sunt statisticile oficiale și nu că este mult, este absolut, este prea mult, și mai ales pentru o maladie care poate fi prevenită, pentru că sunt multe maladii pe care chiar nu le putem preveni și nu le putem depista. Ori acest tip de cancer, dacă femeia are o atitudine responsabilă față de sănătatea ei, fiind încurajată și susținută inclusiv de familie și de cei apropiați să se adreseze la medic, să facă acest test citologic o dată în 3 ani, absolut este posibil să-și salveze viața, să spunem așa. Și încă ce este mai grav, că iarăși statisticile și studiile arată că cele mai multe femei afectate sunt de vârsta 35-45 de ani, adică femeia absolut în plină, nu știu, viață, când de vârstă mamă, reproductivă. Da, este de vârstă reproductivă. Ea este mamă, ea este soție, ea este femeie angajată activ în câmpul muncii. Și odată afectată ea, este afectată foarte multă lume în jurul ei. Și atunci, eu cred că femeile, inclusiv noi de multe ori nu ne gândim la sănătatea noastră, dar în cazul ăsta, haideți să ne gândim poate la copiii noștri. Adică, dacă nu pentru noi, atunci pentru copii. Pentru că noi vrem să creștem și să avem copii, adică să fim mame la copiii noștri. Și chiar odată între ani este posibil să găsim jumătate de zi. Și ceea ce este important de spus, și inclusiv femeile care ne ascultă acum, să cunoască că acest test este gratuit. Deci nu este nevoie să plătească pentru el. El este gratuit la medicul de familie din localitate sau din apropierea comunității unde trăiesc ele. Este nevoie doar să fie puțin mai proactive și să depășească această barieră uneori psihologică și să se adreseze la medic să facă acest test. Da. Doamna Măluță, convingeți-ne pe noi toate, cele de aici și cele care ne ascultă, că acest tip de cancer e posibil și e ușor și e facil de prevenit.
Mersi mult pentru această întrebare. Este mai ușor să vă conving aici acum decât să adevărat să atingem acest scop de a preveni această maladie, pentru că trebuie să muncim cu toții împreună. Dar ca să vă conving că este posibil de prevenit, trebuie să vin cu niște date bazate pe dovezi și date științifice. Din anul 2000, toată lumea cunoaște că cancerul de col uterin apare doar în urma infectării cu un virus papilome umane. Pentru asta au fost primit premiul Nobel. Alte factori de risc poate doar să favorizeze ca infecție cu HPV să facă asupra celulei niște schimbări, care o transformă celulele de pe col uterin, se transformă în urma infecției cu HPV în celule atipice, întâi, și pe urmă în cancer. Și tot procesul acesta este un proces de lungă durată, minimum 5-7 ani și maximum până la 15 ani. Este nevoie ca celula să cedeze în fața acestei infecții și să transforme într-o celulă malignă, deja care trăiește pe regulile unui cancer. 5-15 ani din viața femeii este absolut suficient ca să meargă la medic în stare de sănătate, să facă un test absolut accesibil, ușor, nedureros, să-și afle dacă celula este afectată și dacă celula a început careva transformări spre maladie malignă. În cazul în care, în urma unui test citologic, se depistează asemenea transformare, care eu iarăși vreau să subliniez că nu este maladie, nu este cancer, nu este transformare malignă, este o transformare, o leziune precanceroasă. În ziua de azi, știința cunoaște tot ce este nevoie pentru a trata asemenea caz cu succes, a trata cu păstrarea organului, ce este extrem de important, că dumneavoastră foarte bine ați subliniat că 35-45 de ani este vârsta reproductivă. Vă salut pentru acest fapt, deoarece într-adevăr, vârsta reproductivă trecut în alte categorie de vârstă, într-adevăr, femeile noastre. Eu așa consider, acum femeile fac copii, nasc copii atunci când își doresc, într-o perioadă când își doresc și își planifică și foarte des își planifică mai târziu, nu obișnuit, cum se spunea cândva, recomandarea era de la 18 până la 28 de ani este cea mai potrivită vârstă reproductivă. Nu, acum lucrurile stau altfel și femeile încep să se gândească de căsătorie și de nașterea copiilor după 30-35 de ani. Și aici chiar într-adevăr este o dramă când femeia se simte pusă pe picioare cu un studiu, cu finisate, cu o activitate deja pusă bine, își dorește doar să facă un copil sănătos și aici se întâlnește cu maladie care putea fi depistată anterior. Deci cancerul de col uterin este unica maladie oncologică pentru care știința cunoaște toate necesarele ca să o previne și să depisteze la timp. Da, haideți să examinăm o situație simplă de la țară. Femei la țară, cu griji multe pe capul lor, cu servicii, cu munca în câmp, nu știu, într-un sat în care s-ar putea un centru de sănătate să nu existe, să vină medicul o dată pe săptămână sau poate niciodată pe săptămână, pentru vizite, pentru a primi pacienții. Ce face o femeie de la țară? Apropo, care femei, de la oraș sau de la sat, fac mai des cancer? Unde e morbiditatea mai înaltă? Dacă să spunem repartizarea geografică a îmbolnăvirilor cu cancer, da, într-adevăr putem să spunem că în zone urbane, în orașe, cancerul se depistează mai des. Mai des? Da, cum? De ce că astea sunt legile epidemiologice? Nu de ce că cancerul preferă să dezvolte în orașe? De ce că concentrația, densitatea populației? Dar aici vreau să vă răspund și la prima parte de întrebare. Dacă să vorbim de sate noastre, Moldova are un specific. Densitatea populației, da, nu mai este așa 122 de oameni la un kilometru pătrat, cum a fost cândva pe timpuri vreo 20 de ani în urmă, însă
totuși plasarea localităților noastre este foarte și foarte densă. Țătucile din Moldova se află unul lângă altul și dacă noi să vorbim, eu nu aș vrea să provocăm populația cu discuții despre lipsa accesului la servicii medicale. De ce e că, din fericire, noi am păstrat infrastructura asistenței medicale primare și chiar în fiecare sat este o clădire care poate să fie numită centru de sănătate, dar poate să fie numită și oficiu medicului de familie, unde există loc, există un cabinet, există un birou cu echipament special amenajat pentru prelevarea probei citologice. Și asta este un mesaj de care noi trebuie să vorbim și în lipsa medicului, cum dumneavoastră spuneți, da, există într-adevăr sate unde medicul nici nu este prevăzut să fie ca medic, ca funcție de medic, deoarece oficiul medicului de familie poate să fie în permanență asigurat de asistent medical, de medicul poate să facă doar naveta, dar prelevarea probei citologice se face de către asistente medicale instruite în acest domeniu, nu de către mediu propriu zis. Asta nu este procedura medicală. Deci asistente medicale, din fericire, noi avem prostrație practic în fiecare sat și dacă mai există un sat care, în care lipsește și asistentă medicală, traseul, distanță până la următorul sat, unde este totuși asistentă medicală, este foarte scurt. Pentru femei de la țară, din zone rurale, accesul nu este limitat. Este, cred că, mai mult necesitatea de a informa, de a evita activ, de a încuraja ca să facă acest test, deoarece durează, într-adevăr, cum a spus Irina, doar 30 de minute din timpul de zi să-și dedice acestei proceduri și atunci o să fie totul bine. Eu presupun o situație, o să mă contraziceți dacă nu e așa, eu bănuiesc femeile noastre pur și simplu așteaptă, mergând la medicul de familie cu diferite ocazii, medicul de familie să-i spună, este timpul ca să faci testul citologic. Nu știu, eu am mai mers de mai multe ori la medic, dar niciodată nu mi s-a spus asta. Mergeți și faceți testul citologic. Medicul de familie nu va zice sau va zice. Trebuie să zică sau nu trebuie să zică. Da, eu aș vrea să intervin eu aici. Într-adevăr, este o observație absolut validă și noi înțelegem și inclusiv specialiștii și autoritățile sunt conștiente de acest lucru. Tocmai iată această campanie de informare pe care am demarat-o și, cum spuneam eu, este mai complexă anul acesta, a venit cu instrumente de suport și sprijin la toate nivelele, inclusiv pentru specialiștii medicali. Au fost elaborate tot felul de instrucțiuni și mesaje cheie de comunicare cu femeile, au fost instruiți medicii, li se dau asemenea materiale informative cu mesaje cheie pentru femei, deci ele au fost făcute într-un număr de 75.000 de exemplare și circa 2.000 de instrucțiuni pentru toți medicii de familie, unde sperăm în felul acesta mesajele foarte scurte, accesibile pe înțelesul medicilor, pentru că noi înțelegem că și pe agenda lor sunt foarte, foarte multe sarcini și un medic de familie, inclusiv în satul de care spuneați dumneavoastră, are multe și el este preocupat și în felul ăsta vrem să ajungem și la el, să-i ajutăm și pe specialiști să aibă foarte scurte aceste mesaje, să știe ce are de făcut, câte femei are în sectorul lor, când să le telefoneze sau, nu știu, să le invite altfel, important să ajungă la ele. Eu cred că această comunicare trebuie să vină din toate direcțiile și de la toate nivelele. Pe de o parte, specialistul medical este adevărat, în momentul în care nu, cum ați spus și dumneavoastră, nu v-a informat medicul de familie. În momentul în care dumneavoastră, ca femeie, cunoașteți că aveți dreptul la un asemenea serviciu, fiți și dumneavoastră sau femeile proactive și solicitați sau cereți sau întrebați. Iată, am auzit că este vorba, există un asemenea test, ce-i cu el? Și atunci medicul la fel răspunde. Spuneam în această campanie că, iarăși, mesajul cheie îl adresăm la femei, da? Ele sunt cele din grupul țintă, 25-61 de ani, apropo, aceasta este vârsta în care trebuie să fie făcut testul. Dar noi ne adresăm și la oamenii care înconjoară femeile. Deci e vorba și de soți, bărbați, este vorba de prieteni, este vorba prietene, mame, soții. Până la urmă, iarăși, dacă eu ca femeie nu vreau sau, mă rog, nu m-am gândit să fac asta, poate aude soțul meu și mă întreabă, da, ai făcut testul asta, eu am auzit așa informație, sau prietena mea, sau sora mea. Deci, iată și ideea acestei... Dacă mi-ești soț, întreabă.
treabă. Exact. Iată, ideea acestei campanii este să ajungă cumva la toți. Și iată, mesajele sunt acestea. Cumva, inclusiv valorile care, pe care se pune accent este și de dragoste, și mesaj pozitiv, de grijă. Și iată, sloganul de bază este păstrează sănătatea. Noi nu vrem să speriem oamenii cu cancerul încă o dată, că la noi dacă se aude diagnoz de cancer, gata, te gândești la ceva foarte sinistru. Ce spunea și doamna Diana, știința și, adică în zilele noastre sunt atâtea măsuri care pot, până la urmă, dacă ne adresăm la timpul cuvenit, pot fi făcute pași importanți ca să salvezi sănătatea. Eu mai presupun, noi venim din, din zona post-sovietică, cu mentalități de pe acolo și atunci, în perioada aceea în care ne-am născut și am crescut și ne-am format, sistemul de sănătate cumva avea grijă, adică ne dădea semnale de alarmă. Acum, probabil, responsabilitatea revine ei, femeii, și ea trebuie să aibă grijă, așa cred eu, de toate acestea. Aici aș vrea să spun că noi nu trebuie cumva să încercăm să ne justificăm, în același timp trebuie să înțelegem că responsabilitatea socială și responsabilitatea de sănătate este o responsabilitate reciprocă. Nu există formula că să găsim o persoană care să lucreze, că să găsim o persoană responsabilă pentru tot. Fie din sistemul de sănătate, fie femeie. Comunicarea implică mai multe persoane și mai multe elemente cheie. Și noi trebuie să mergem unul în întâmpinarea altuia. Femeia trebuie să cunoască, medicina trebuie să fie suficient de empatică, suficient de deschisă și să răspundă așteptărilor femeii. La noi chiar în campania aceasta vreau să zic că noi am folosit într-adevăr un cuvânt puțin provocator sistemului de sănătate. Noi am îndemnat femeile să solicite acest test citologic și am avut chiar multe discuții pe această temă, dacă este corect femeia să solicite. Da, femeia corect este să solicite, dar sistemul de sănătate corect să facă să răspundă pe măsura așteptărilor femeii. Și atunci noi să coincidem și atunci nu să fie nici scenariu sovietic, dar nici scenariu acest modern de care dumneavoastră acum ați spus. Sistemul de sănătate nu a devenit mai pasiv. Pur și simplu cred că situația uneori a devenit mai stresantă. Dar, într-adevăr, succesul screening-ului și este arătat în mai multe țări unde screening-ul deja are succes. Foarte mult depinde de gradul de satisfacție și de nivelul de așteptare. Dacă nivelul femeii, așteptarea femeii a fost satisfăcută, atunci eu o să fie cea mai bun promotoriu acestei acțiuni. Și noi, sistemul de sănătate, trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru a satisface așteptarea femeii. Da. Înainte ca să intrăm în această emisiune, noi toate trei ne-am fotografiat cu mesaje ale campaniei de prevenire a testului cancerului de col uterin. Eu am afișat mesajul fac testul citologic o dată la 3 ani, îl mai afișez încă o dată, pentru că avem și o cameră web și asta se vede. Dar bine, nu e prea etic să spun din propria experiență lucruri, așa ne învață pe noi etica deontologică, deontologia jurnalistică, dar totuși vreau să zic că eu n-am făcut lucrul ăsta, chiar dacă îl afișez acum și mă asociez campaniei de prevenire a cancerului de col uterin. Și de ce? Dar eu consider că la vârsta mea probabil deja nu mai am riscuri de îmbolnăvire și probabil femei ca mine tot așa cred. Știți care este confuzia? Cele tinere consider că încă e prea devreme să gândească că ele sunt prea mult sănătoase. Chiar ieri am mers într-o emisiune cu campioana noastră care a făcut această maladie și dumneiei a avut curajul, o femeie cu mare putere sufletească, extrem de frumoasă, extrem de curajoasă să vorbească de problemele de care are și i-au spus exact ce a spus dumneavoastră de pe prisma altei vârste. A zis că ea se considera prea mult tânără, sănătoasă, puternică pentru a dezvolta această maladie și atunci se primește o confuzie. Cei în vârstă mai înaintată consideră că deja este prea mult târziu, cei de tineri consideră că încă sunt prea tineri pentru a dezvolta maladia. Dar maladia își face merge pe regulile sale și continuă să furi vieți.
nu există vârsta sau nu există mai puțin sau mai mult potrivite. Există medicină bazată pe dovezi și există intervenții bine analizate, care dacă se propun la nivel de sistem, își iau în calcul cost-eficiența și își iau în calcul succesul acestor programe și în cazul Republicii Moldova noi propunem vârsta eligibilă screening-ului de colouterin e 25-61 ani. Ce ar însemna asta? Asta ar însemna că femeia când a ajuns vârsta de 25 de ani trebuie să fie invitată de către medicul de familie, dar într-adevăr un program organizat de screening prevede invitația activă. Și aici eu chiar vă susțin foarte mult pentru întrebarea care ați spus-o anterior. Medicul de familie este responsabil și obligat să vină el cu propunerea aceasta într-un mod foarte activ. Apoi femeia trebuie să susțină această propunere, să răspundă pozitiv la această invitație și să înceapă să facă lucrul acesta cu regularitate la fiecare 3 ani, ce ar însemna aproximativ vreo 12-13 adresări pe viață. De la 25 până la 61 ani, la fiecare 3 ani, dacă noi să calculăm, astea sunt aproximativ 13-12 adresări. Ce ar însemna asta? Nu este cumva plictisitor că avem noi și obișnuința asta în Moldova. Am mers odată, am mers a doua oară, totul este bine, ce mai fac eu de atâtea ori, totul e ok, nu mă duc, nu mai am timp, da? Nu este corect. Când m-ați întrebat dacă maladia aceasta este adevărat prevenibilă, v-am răspuns că ea are o evoluție de 5-10-15 ani și atunci exact adresarea la fiecare an ne permite să prindem, să vizualizăm, să constatăm niște schimbări la nivel de celule nesemnificative și să nu ajungem la dezvoltarea cancerului. În cazul în care femeile noastre nu se adresează de lungă durată sau încep adresarea de la 25 de ani și pe urmă fac o prăbușire de vreo 10 ani că au mers undeva peste hotare la lucru și nu a avut când ori nu a dorit să meargă la medic sau a considerat că nu mai este nevoie că de 3 ori testul a arătat bine, aici se întâmplă depistarea maladiei, deoarece ea nici nu observă cum a trecut vreo 5-7 ani cât ea nu a fost la medic. Suntem la ora 10:40, aici emisiunea Spațiu Public, o ediție în care vorbim despre prevenirea cancerului de col uterin. Medicii din studio, doamna Diana Valuță, ne spune că este o maladie prevenibilă, ușor de prevenit și în acest mesaj o susține și Irina Alipcanu de la Fondul 1 pentru Populație. Din acest moment ne puteți suna și dumneavoastră, cele interesate de această problemă de sănătate publică, cum să o reglementăm, cum să o învingem. Și eu discut în continuare, până veniți și dumneavoastră cu telefoane, discut în continuare cu invitatele mele acest subiect. Doamna Valuță, eu vă ziceam că nu fac ceea ce trebuie să facă orice femeie ca să prevină cancerul de col uterin. Am făcut calculele mele, mă apropii de vârsta limită, foarte curând de vârsta limită, când, cred eu și așa spun și medicii, riscurile se minimalizează. Așa sau nu e așa? Iarăși este un mit. Aici chiar vă îndemn să mergeți să faceți testul citologic, deoarece după standardele medicale de screening, în cazul în care femeia nu are niciun test citologic în decurs de 10 ani, noi ne permitem să depășim această vârstă. Dacă noi analizăm istoricul femeii de la 50 de ani și vedem că ea nu are niciun test citologic și cumva o identificăm la vârsta de vreo 63-64 ani, noi depășim vârsta limite și facem testul citologic. De ce? Că noi aici totuși nu trebuie să neglijăm faptul că Moldova este o țară cu mici, cu careva dificultăți și cancerul o să continue să fie depistat. Mai bine să fie depistat într-un stadiu mai incipient decât într-un stadiu mai avansat. Și acum trebuie să vă spun că avem un telefon din public, luăm căștile ca să vorbim cu ascultătorul, ascultătoarea, sau... Bună dimineața! Bună ziua! Vorbiți, vă rog, dar închideți aparatul de radio. E suficient dacă vă auziți aici. Un moment.
Da, l-am închis. Se aude mai bine? Da, foarte bine. Încă o dată, bună ziua, doamnelor, din studio. Bună ziua. Eu, ca un bărbat, am luat inițiativa să vorbesc în locul soției. Bravo. Vreau să spun că vreo 3-4 ani în urmă, soția mea, adică noi împreună prețuim viața și ea permanent merge la medic, se face control, spunem la un an, la 2 ani, la 3, cât acolo, dar merge la control. Într-un timp, făcând acest control, a depistat, de la una la alta, a depistat că are cancer la sân. Și încă nu așa, dar a trimis-o imediat la Oncoinstitut și acolo, când a mers la Oncoinstitut, o mai controlează odată și îi spune că, ce mai stai, doamnă? Tu cereți-vă, plecați acasă și pregătiți-vă mâine la operație. Imaginați-vă această reacție. Eu eram în deplasare, soția mi sună, am certat plânge amândoi și stând, venind acasă, am stat de vorbă și ne sfătuim. Ce de făcut? Am mai mers la alți medici, am mai consultat. S-a dus și am mai făcut o investigație în altă parte. Și peste vreo câteva timp, iar s-a dus și a făcut și depistează că n-ai nimic, doamnă. Cum n-am nimic? Dar uitați că e scris negru pe alb. Aveți așa ceva. Iarăși medicul îi spune, uitați singur la monitor că n-aveți nimic, sunteți foarte bine. Ne-am bucurat foarte mult și ne bucurăm și acum, când cu până în ziua de asta, femeia mea este sănătoasă și ne bucurăm, dar eu vreau să știu cu acești medici care, de pildă, ei nu numai că încurajează, într-a doilea rând, descurajează, poate, pentru că de atâta și femeile nu prea merg să facă acest control. Mm. Cum ați putea dumneavoastră răspundeți la această problemă? Dar descurajează în ce fel? Până descurajat care, dacă de pildă ea merge imediat la operație, apărea să facă o greșeală, dar noi n-am mers imediat și am mai făcut o investigație și s-a depistat că nu-i nimic. Asta da. O descurajat-o care cancer, când acolo s-a depistat că nu-i. Da, vă mulțumesc, mai ales pentru atitudine față de soția dumneavoastră și față de acest subiect. Vă mulțumim pentru acest apel. Da, cum comentăm situația care ne-a descris-o domnul? Și chiar mult, stimate domnul, vă mulțumim și pentru întrebarea aceasta, că ea tot face parte din unele mituri care noi le-am investigat și le-am identificat inclusiv în studiu despre care am vorbit noi. Uneori femeile nu se adresează la acest screening din cauza neîncrederii, lipsei de încredere în sistem și lipsa de încredere în calitatea testului de screening. Nu suntem ideali, cu toții avem nevoie să ne perfectăm. Dumneavoastră ați vorbit de un caz foarte personal pentru dumneavoastră, ați deschis parantezele la ceea ce într-adevăr există și înseamnă că noi trebuie să continuăm să muncim mai mult, să ne creștem calitatea inclusiv și a serviciilor medicale, dar și atitudini responsabile și foarte atente fiecare viață care se adresează de fiecare femeie, ca să vedem în fața noastră și o viață și o soartă. Greșelile există, se întâmplă, dar asta nu trebuie să ne descurajeze toată populația și nu trebuie exemplul acesta doar să folosim pentru ca să insuflăm în continuare neîncredere în sistemul de sănătate. Știți, înseamnă că trebuie să căutați, să fiți destul de perseverenți, să mergeți mai departe și, apropo, să încurajați soția dumneavoastră totuși să continue să aibă grijă de sănătatea ei și să meargă la alte investigații. Și testul citologic. Și testul citologic, pe care da. Credem că îl face. Dar noi să muncim pentru a ne perfecționa capacitățile noastre profesionale și de specialitate. Bine, dar în situația în care ne-a descris-o domnul, adică s-a pus un diagnostic greșit, adică e bine să investigăm, să facem investigație repetat, să zicem. Există protocol. Există protocoale. Cazul acesta este un caz totuși special, personal, care noi trebuie, dacă nu este scopul emisiunii noastre,
trebuie să facem investigație pe acest caz și nici nu este etic în cazul acesta, dar dacă să vorbim pe sistem, în general, toate activitățile medicilor sunt supuse unor protocoale stricte și inclusiv în cazul situațiilor cu testele fals pozitive sau fals negative. Dumneavoastră acum ați abordat o situație destul de obiectivă, că într-adevăr orice test de investigație, orice test diagnostic poate să fie cum fals pozitiv, așa și fals negativ. Asta este o situație descrisă în toate analele, în toate sursele științifice și la acest capitol se muncește, se face analiză și monitorizare și aici este foarte important să avem o monitorizare de date, ceea ce inclusiv ne propunem și în programul de screening. Nu este o intervenție haotică, nu este o intervenție lipsită de control. Toate laboratoarele din țară, toate testele citologice se păstrează în laborator, cu atât mai mult cerințele prevăd păstrare nu doar testelor citologice pozitive care au ieșit cu careva anormalitate, dar protocolul presupune păstrarea și testelor normale, testelor negative, pentru a revizui în caz de situații, din păcate, care pot să întâmple și procentul acestor cazuri ne califică laboratorul ca unul experimentat înalt, ca unul foarte profesionist sau nu și ne identifică unde trebuie să muncim și ce trebuie să mai se perfectăm. Da. De data asta am avut un apel din partea unui bărbat care, uite, manifestă grijă față de sănătatea soției sale. Și noi zicem încă o dată bravo și mulțumesc pentru acest apel. Eu vreau să vă spun că anul trecut, exact în această zi, am avut o emisiune tot așa de discuții privind incidența cancerului de col uterin. Un bărbat a sunat și a zis că femeile însele sunt vinovate. Cer scuze de această răgușeală. Emoționant. Da. Deci în acel sunet se spunea, bărbatul spunea așa: femeile însele sunt vinovate de faptul că se îmbolnăvesc de cancer de col uterin și pentru că sunt infidele, deci era un bărbat gelos și o suspecta pe soție de infidelitate. Și eu am vrut să vă întreb cum apare cancerul de col uterin, de ce apare cancerul de col uterin, dar asta după ce răspundem la o întrebare venită din public. Sau zim ce ne întreabă ascultătorul. Bună dimineața, vorbiți, vă rog. Alo, bună dimineața, bine mă ascultați? Da. Mă numesc Ion din Călăraș. N-am reținut până acum, n-am fost la radio, dar am revenit și vreau să dau și o întrebare. Cum aș putea să-i dau indiciu soției ca să fac acest test, da? Oricum se numește. Da, îndată vă răspundem. Vă mulțumim. Da, cel puțin spuneți-ne din... Am vrut să întreb de unde sună domnul. Călăraș. Era vorba de domnul Ion din Călăraș. Uh-huh. Eu, din partea mea, comunicatoare la Fondul ONU pentru Populație, chiar sunt încântată că noi deja avem doi bărbați care au telefonat la acest subiect și scopul campaniei noastre de informare era și acesta. Și, de fapt, felicitări și respect. Soția dumneavoastră trebuie să se adreseze la medicul de familie din localitate, din centru de sănătate, fie din Călăraș, da, sau în funcție de comunitatea în care vă aflați, să se adreseze la medicul de familie, care nemijlocit îi va oferi și mai multe informații. Există anumite modalități de pregătire pentru acest test. Doamna medic poate să ofere mai multe detalii, dar este important să aibă grijă și să meargă la medicul de familie și să solicite testul citologic. Se numește testul citologic, se face pentru femeie cu vârsta de la 25 până la 61 ani. Dacă soția dumneavoastră face parte din femei de această vârstă, ea este îndemnată să meargă simplu la medicul ei de familie, fără niciun fel de programare pentru această discuție și pentru a efectua testul citologic. Femeia poate să vină oricând dorește, însă medicul de familie o să-i pună niște întrebări ca să vadă
perioadă, dacă ea este pregătită, dacă perioada în care vine femeia este potrivită pentru recoltarea testului, dacă este așa, testul poate fi recoltat imediat la prima adresare, dacă nu va fi așa, atunci medicul de familie o să dea niște recomandări, ce trebuie femeia să facă și în care pe altă perioadă este mai bine să facă un test calitativ, o să vină femeia dumneavoastră altă dată, este un birou special amenajat la nivel de medicină de familie, nu este nevoie ca femeia să-și ia careva suplimentare îndreptări, testul este absolut gratis, testul durează în jur de 30 de minute, cum noi am spus anterior, dar asta cu tot felul de pregătiri, întrări, dezbrăcări, îmbrăcări, dar testul propriu zis ca manipulația, ca procedură medicală durează 3 minute. Este absolut nedureros deoarece se folosește niște pereuțe făcute cu fire din silicon care periază suprafața colului uterin și nu fac niciun fel de durere. Nu este vizită la stomatolog, sorry, să mă scuze, da, să mă ierte colegii din stomatologie. Este mult mai plăcut, chiar este plăcut și rezultatul va veni în decurs de 2 săptămâni. Dumnezeu deja o să afle, deoarece nu se face imediat acolo, în centru de sănătate. Această probă este nevoie să fie transmisă la laborator. Laboratorul se numește laboratorul citologic și acest laborator va dă răspuns peste 2 săptămâni, ce înseamnă că femeia dumneavoastră, soția dumneavoastră trebuie să adreseze medicului de familie peste 2 săptămâni sau chiar singur medic de familie trebuie să o telefoneze și să-i spună rezultatul acestui test. Da, și v-am întrebat cum combatem prejudecățile privind etiologia acestei maladii, cum apare, de ce apare, cine e vinovat într-un cuplu de faptul că, iată, femeia s-a îmbolnăvit. Și așa de tare ne place să căutăm vinovieții. Bine. Dar a fost o astfel de întrebare și vreau așa, să răspundem. Da. Virusul papilomii umane, cum noi și-am vorbit, este un virus cu mai multe tipuri. Există, se cunoaște în lume în jur de 200 de tipuri de virusul papilomii umane. Transmiterea acestui virus este pe diferite căi, inclusiv și cea cale sexuală, care și provoacă asemenea prejudicii. Nu avem voie nici moral, nici etic, nici juridic să discutăm numărul de parteneri sexuali în cazul transmiterii virusului papilomii umane. Nu este corect. Femeia poate să facă un singur act sexual în viața ei și să schimbe profilul vaginului, profilul bacterian și virusologic a vaginului într-așa sens că să capete virusul papilomii umane și altceva, femeia poate să fie de diferit comportament. Nu este etic să discutăm comportamentul sau profilul comportamentului sexual a unei femei. De ce? Că asta nu este o abordare științifică, absolut deloc. Virusul papilomii umane are o capacitate să autoelimine. Apropo, asta trebuie să vorbim. Din 10 femei care își capătă virusul papilomii umane în urma unui act sexual, din 10 femei, 7 autoelimine acest virus de sine stătător fără niciun fel de tratament. Da, noi reușim să mai preluăm apelul telefonic sau nu există? Este un apel telefonic. Bună dimineața, vorbiți, dar vă rog foarte concis. Bună dimineața. Vreau să adresez următoarea întrebare stimatelor doamne invitate în studioul dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, nu este pe timpuri, ca să zic așa, testul cervical se efectua o dată la un an. Din ce motive statul, guvernul Republicii Moldova, la care se conformează Ministerul Sănătății și faceți economie pe baza femeilor, deoarece ar fi foarte binevenit ca acest test cervical să se efectueze o dată la un an, cum era pe timpuri. Vă mulțumesc și nu și sunt, vreau să vă zic, cumnata mea, care s-a tratat de cancer de col uterin în Berlin, medicii din Berlin au sunat la spitalul numărul 1 și le-au spus prompt că sistemul nostru, medicii din sistem sunt slabi și nu tratează corect cancerul de col uterin. Și eu sunt responsabilă de cuvintele pe care le spun și mă pot prezenta și pot dovedi dovezi foarte mari. Da, vă mulțumim pentru acest apel, comentăm, răspundem.
la această întrebare, doamna foarte evaluță? Mulțumită, doamnă, foarte bună întrebare. Îmi pare bine că dumneavoastră ați adresat-o așa de deschis. Într-adevăr, avem nevoie ca în programul de screening de co-uterin să activeze specialiști special pregătiți și instruiți. Certificați în domeniul screening-ului de co-uterin și atunci aici noi dezbatem încă un mit că adresarea medicului ginecolog nu întotdeauna este cea mai calitativă și cea mai corectă. Nu medicul ginecolog este responsabil și cunoaște toate despre screening-ul de co-uterin și despre citologie. Există în acest lanț, la noi există asistente medicale bine pregătite pentru recoltarea corectă a probei citologice, dar la următorul nivel, în cazul depistării unii atipii, este nevoie să ne adresăm la medic colposcopist, care, da, tot face parte din breasla medicilor ginecologi, dar este special instruit, certificat în încă o ramură foarte specifică îngustă care se numește colposcopie și doar cu ajutorul acestui aparat colposcop noi putem să identificăm sau să inconfirmăm cazurile despre care ați vorbit dumneavoastră și la fel... O altă observație era despre periodicitatea efectuării testului. De fapt, studiul care l-am făcut noi în 2018, asta și-a arătat. Foarte multe femei îl fac fie mai des decât este recomandat, nevoie, da? O dată pe an sau o dată la 2 ani, fie mai rar, o dată la 4-5 ani. Conform standardelor internaționale existente în domeniu, periodicitatea după care se face testul citologic este o dată la 3 ani. Și aceasta este iarăși primul mit sau cumva care trebuie combătut și încă o dată vrem să accentuăm acest mesaj. O dată la 3 ani, pentru că dacă se face mai suntem des... Suntem pe finalul emisiunii și eu să mă oblig să fac testul citologic o dată la 3 ani. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și le mulțumesc și celor care au ascultat programul și ne-au și sunat. Vă îndemn să urmăriți și pe mai departe postul